Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 17-23 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragi balanțe, o eclipsă, o lună nouă. S-a mai întâmplat luna asta nouă în berbec. Cam acum o lună s-a întâmplat ceva, ați dat o resetare unei relații, ați cunoscut pe cineva, ați făcut o înțelegere cu o persoană, au apărut noutăți în relația de cuplu și așa mai departe. Doar că de data asta e cam diferit. Da? Uite, e un moment, așa, eclipsa asta, în care te poate salva pe tine. Da? Te poate salva doar că te scoate puțin din zona de confort. Cu siguranță unii ați început să experimentați tot felul de trăiri ciudate, în dragoste, pe afaceri, în relația cu copiii. Ei și uitați că acum este un moment în care se pot lua decizii, decizii importante, chiar legate de relațiile voastre. Pe acolo ceva se întâmplă. Este vorba despre un nou început, este vorba despre o nouă metodă de a acționa. Fie, nu știu, dacă ești o balanță singură, este vorba despre faptul că ai ocazia să cunoști pe cineva, începând cu data de 20 aprilie, timp de jumătate de an. Însă pentru alții este vorba despre o decizie care se ia. O decizie care, uite, te va determina ca în următoarele luni de zile să te concentrezi foarte mult pe relații, pe tot ce ține de procese pentru alții, da? Acte, relații, decizii, zona aceasta. E foarte activă pentru voi. Norocul chiar vine din ideea aceasta de a închide sau vine din ideea aceasta de a trăi intens. Norocul ține de o moștenire, de o sumă de bani. E un moment foarte, foarte interesant. Unii e ca și cum vă depuneți un dosar ca să ieșiți la pensie sau nu știu, vă depuneți un dosar pentru o bursă sau ceva de genul acesta. Este o situație foarte benefică pentru voi. În egală măsură, uite, norocul poate să vină pe zona băncilor pentru voi. Da? E zona aceasta de sume mari de bani, partaje, moșteniri, nu știu acum ce faceți fiecare. Sau este vorba pur și simplu despre a schimba. Știu că nodurile lunare până acum, că au stat așa într-o poziție ciudată pentru tine, ți-au îngreunat viața, ai trecut printr-o perioadă ciudată, doar că uite, acum ai ocazia să scapi. Țin să menționez faptul că scăparea asta așa nu e peste noapte, da? E un moment în care spui, uite, vreau să mă simt bine, vreau să fiu într-o relație productivă, vreau să mă simt liber, vreau să trăiesc intens sau este vorba despre un contract pe care l-ai semnat și uite că acum vrei să-i dai o resetare. Depinde de situația în care te afli. Tot săptămâna asta vine cu intrarea soarelui în semnul Taurului. Asta înseamnă că e o perioadă așa pentru tine până pe la final de mai, în care se vor transforma, se vor schimba foarte multe planuri de viitor, vei fi foarte solicitat pe cercul de prieteni, pe grupurile de oameni din care faci parte, poți avea și eu probleme cu internetul sau probleme cu zona aceasta. Ideea e că vei fi foarte solicitat, vei fi foarte prins pe viitorul tău, pentru că e nevoie să faci niște schimbări pe acolo. Da? În momentul în care se produce și eclipsa asta, uite, Venus, guvernatoarea ta, este într-un aspect pozitiv, da, pe acolo. Și asta înseamnă că și intuiția, uite, te poate ajuta. Chiar ești foarte bine susținut. Mercur retrogradează începând cu 21 aprilie până pe 15 mai. Și uite că retrogradarea asta lui Mercur te face să reiei anumite discuții, te face să reanalizezi anumite decizii. De asemenea, Mercur acolo retrograd, să știi că te poate conecta chiar și cu planul divin. Însă, ce ți-aș recomanda, foarte mare atenție pe tot ce ține de bani care vin din străinătate, pe tot ce ține de bani care îți vin din studii, atenție pe cheltuielile care pot apărea cu o mașină sau pe zona aceasta a drumurilor. Dacă ai de călătorit, atenție, pentru că știu eu, poți fi înșelat, știu eu, nu ți se mai dau bani înapoi pe bilet sau apar tot felul de situații ciudate. Deci atenție pe zona aceasta pentru tine și chiar pe negocieri. Da?
Bun, hai să vedem, dragi balanțe și arhanghelii, ce transmit, ce trebuie voi să cunoașteți pentru această săptămână. Hai să vedem, dragi balanțe, care sunt mesajele pentru voi. A venit și motanul. Mesajul pentru tine este pacea sufletească deplină, numărul 6, foarte important pentru tine, sau 60. Uite că este o săptămână în care tu vei dori să-ți găsești acea pace, pace într-o relație, pace în viața ta, în general vorbind. Culorile importante, albastru, roz, auriu și uite, o persoană cu părul blond poate avea un rol important în viața ta sau e ceva ce vizează o astfel de persoană. Pentru unii, nu e valabil pentru toți. Arhanghelul Camuiel este cel care îți oferă un dar, o ghidare și este cel care îți transmite următorul mesaj. Ocrotesc și amplific starea de pace dintre oameni și pacea inimii tale. Îndepărtez toate forțele rele care se opun bucuriei, armoniei și stării tale de împlinire. Se pare că tu vei reuși să ajungi într-o situație de pace, de liniște, vei reuși să îndepărtezi toate forțele rele din jurul tău. Să vedem în continuare, dragi balanțe, și tarotul ce transmite. Simt că pentru tine este o săptămână foarte diferită față de celelalte semne zodiacale, nu știu de ce. Așa simt să-ți transmit. Să vedem. E ca un moment de eliberare pentru tine, eclipsa asta. Chiar dacă, acum nu-ți imagina că e ceva foarte roz, da? E ceva foarte roz. Poți să fii și împins de la spate în povestea asta. Da? Dar rezultatul e cu eliberare. Bun. Prima carte, 5 de bâte, da, puțină agitație aici, discuții în contradictoriu, decizii care se iau, în special din punct de vedere personal. Bun, la baza pachetului avem Regina de Aer, poate să fie cartea ta, mai avem Împăratul și 4 de Spade, o legătură cu Zodia Berbec pentru unii. Dragi balanțe, de ceva timp tot stați și vă gândiți să luați o decizie importantă. Fie voi, fie o persoană din jurul vostru, dar această decizie va clarifica și va liniști un conflict. Da? Fie este vorba despre un conflict interior, da? Adică o agitație pe care tu o simți, fie chiar un conflict într-o relație sau în relațiile tale, în general vorbind. Da? Regina de Spade este cea înțeleaptă, este cea care ia decizii radicale. Pentru tine avem 7 de cupe, 7 de apă, ai foarte multe opțiuni în această săptămână, îți faci tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Atenție foarte mult pentru că nu tot ceea ce strălucește este din aur. Da? Ai de ales între două locuri de muncă, între două persoane. Ești indecis în general în privința unei situații. În inima ta avem un 7 de spade. 7 de spade poate să însemne și o dezamăgire sau acel moment în care te simți mințit, nu știu, te simți trădat sau pur și simplu nu mai poți într-o situație. Da? Lucrurile nu mai pot funcționa așa. Pentru că, uite, fie este vorba despre cineva care s-a îndepărtat de tine, fie pentru unii este vorba despre o călătorie sau despre o relație la distanță. În casă și în familie pot fi tot felul de situații ciudate. În mintea ta 9 de cupe, exact cum spuneam, tu îți dorești liniște, îți dorești împlinire, bucurie, îți dorești să te simți bine cu ceea ce ai. Și chiar vei face tot ceea ce îți va sta în puteri pentru a ajunge la această stare de împlinire. În continuare avem 2 de monede. E foarte intensă această energie de dualitate și acum dualitatea asta poate să însemne și faptul că ești prins între două activități. Trebuie să mergi în două locuri și e puțin obositor, da, toată chestia asta. Ai pe cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. 2 de bâte avem aici. Fie o călătorie îndepărtată pe care tu o faci cu o persoană dragă ție, dar această călătorie îndepărtată vezi că poate să provoace conflict, poate să provoace agitație. 2 de bâte înseamnă și o persoană care stă într-o așteptare de foarte mult timp.
Da? Cineva aici care își face planuri împreună cu tine, pe un termen mai lung. În continuare, avem regele de apă, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Uite, este o săptămână în care poți să primești o veste bună în legătură cu o problemă de sănătate. Sau uite că este cineva aici care te ajută. Este o persoană foarte dragă sufletului tău, poate să fie o rudă. Dar văd aici totuși că tu ai parte de o împlinire, de o mulțumire. Da? De o mulțumire. Ceva se clarifică, repet. Fie pentru unii este vorba despre o decizie legată de un șef, legată de o instituție publică, o decizie legată de ceva important din viața ta. Da? Dar oricum ar fi, conflictul acesta chiar dispare și tu vei reuși să îți aduci în viața ta această pace, această liniște sufletească. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine la previziunile zilnice pe zodii, la previziunile pentru luna aprilie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Și îți reamintesc faptul că funcția de membru, adică dacă apeși butonul alătură-te, acolo ai toate detaliile cum să devii membru în comunitate și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă în care să reușești să-ți găsești pacea.